Salarizarea în sistemul bugetar abordată greșit pe secțiuni de către guvernul Ponta. Peste 300.000 de angajați din sistemul de învățământ vor avea salarii mărite cu 15% începând cu 1 decembrie, așa a anunțat la începutul săptămânii trecute ministrul educației Sorin Câmpeanu, care a subliniat că mărirea salarială se va face independent de legea salarizării unitare. Pe parcursul anului 2015, majorările salariale din acest sector vor ajunge în medie la 26,7%. Concret, dacă un profesor debutant are un salariu brut de 1380 de lei, începând cu luna decembrie, acesta va primi cu 200 lei mai mult, conform calculelor sindicaliștilor. Se vede treaba că se găsesc bani prin visteriile guvernului și pentru creșterea salariilor profesorilor, nu doar pentru pensii speciale, mai ales acum, în an preelectoral. Foarte bine. Felicitări. Chiar se cuvine să-i primească, nu ca pe o favoare din partea guvernului condus de Victor Ponta, ci ca pe o datorie a acestuia față de dascăli. Bine ar fi să găsească bani, de exemplu, și pentru investiții în infrastructura în care se desfășoară actul educațional și pentru continuarea pregătirii celor care fac educație în școli. Și vă reamintesc, domnule ministru, că în România, în anul 2015, încă mai există unități de învățământ fără acoperiș și fără toalete, elevi care merg zilnic la școală kilometri întregi pentru a ajunge acolo sau săl de curs fără căldură, deși frigul deja a venit. Din păcate, modalitatea guvernanților de a opera diverse măriri de salarii pe furiș și fără să fie puse în dezbatere publică este doar un mijloc ieftin de a scăpa de presiunile sociale, de o discuție onestă, exactă pe problemele sistemice din diverse sectoare. Guvernul Ponta abordează greșit problema salarizării în sistemul bugetar. Aceasta trebuie tratată în ceea ce mă privește global, unitar, nu pe secțiuni. Cred că este singura modalitate corectă de a rezolva lucrurile, de a aduce echitate și predictibilitate într-un domeniu dezvoltat haotic. Abordarea sectorială este incorrectă, neproductivă și naște pe bună dreptate nemulțumiri printre toți ceilalți bugetari care sunt convins că și-ar dori și ei o mărire de salarii. Și să spui că medicii sunt mai importanți decât profesorii sau că polițiștii sunt mai importanți decât funcționarii publici este cel puțin nedrept. Cred, stimați guvernanți, că este timpul pentru a discuta cu seriozitate despre o lege a salarizării unitare. Cred că Dragomir, deputat PNR de Constanța.